Așa că prefer să las să se vadă pe scenă ce înseamnă pentru mine acel moment decât să vorbesc despre el. Simt că... nu știu. Nu are sens pentru mine să fac asta. Înseamnă foarte mult. Este fragil să vorbesc despre el. Pentru tine mă transform în litera I. Fac arme complete sau fac șucării. Pentru tine mă transform în baterie sau schimb consistența din materie. Pentru tine mă transform în cadă de tun. Pentru tine iert pe oricine sau mă răspund. Te transform în ce vrei tu. Știi că niciodată nu ți-am spus nu. Momentul ăsta care mi l-am pregătit este exact ceea ce îi spune titlul, un exercițiu. Este un exercițiu cu mine însă. Buna mea mamă și bunul meu unchi, nici haina îndătinată de mare doliu, nici izvorul plin al lacrimilor și nici mâhnirea feței cu fel și chip de semne ale durerii nu sunt măsură să mă arate lumii așa cum sunt. Acestea pot să pară doar fățărnicii ce-s la îndemâna oricărui om. Dar ce simt eu întrece marginea părerii, ce e în mine întrece tot ce se vede. Aș putea fi închisă într-o coajă de nucă și tot. Publicul m-a văzut aseară pe mine, n-am făcut un personaj. Nu ăsta mi-a fost scopul, să fac un personaj. Departe de mine. Tu cum reușești? Da, tu. Tu, vină, te rog. Da, tu nu te speria, nu-ți fac nimic. Acest actor, numai cu al minții joc, un vis al pătimirii, o închipuire. Sufletul și-a pus în slujba gândului până într-atât. Pământul i-a pălit obrajii și ochii plâng și mintea-i rătăcită. Da, eu! În piuitul slav al păcii. Foarte bine. Foarte bine. Bravo! 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 Întregul zbuciu gândirii sale potrivește chipul. Peste chipuri și toate astea sunt pentru nimic. Pentru Hecuba. Ce înseamnă pentru el Hecuba? Și el pentru Hecuba, cine mi-o poate plânge așa? Ce-ar face el? Cu suferință ca a mea. O piele de toată scena! Iar eu, ce nu-ți fac nimic pentru răjoane. E așa. Este ceva ce dacă o traduc în cuvinte, nu mai are însemnătate. Carnea asta mea mult prea închegată de s-ar topi și s-ar preface în rouă. Ce obosit și searbăt, și muced, și deprisos, mi se pare tot rostul acestei lumi. Nu-i bine așa și nici nu poate fi.
Nu-i așa, actorule? Nu-i așa? Spune! E oare mai de laudă să suferi în sinea ta? Oare? Sau să te înarmezi împotriva unei mări de zbut? De ce-ți frângi mâinile, mamă? Hai să stabilim un lucru. Unchiul care mi-este tată și mama care mi-este mătușă se înșală. Eu nu sunt nebună. 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 Mă rog, nu sunt nebună decât dinspre nord-nord-vest. Da. Când bate vântul dinspre sud, pot să deosebesc un șoi de un cocostârc. Nu, 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 unchiule, unchiule, nu te supăra, stai, stai, unchiule, te rog, te rog, stai, ce lucru desăvârșit e omul, unchiul meu, tatăl meu, unchiul meu, tatăl, ba, mama mea, pentru că tata și mama sunt soț și soție, deci același trup, deci mamă. Ce aleasă îi e cugetarea și cât de nemăsurat însușirile, ce falnic și minunat în portul și în mișcările sale. Și totuși, ce înseamnă pentru mine această mână de lut? Nu, nu, că facem economii. Fripturile rămase de la mormântare au fost servite reci la masa nunții. Asta e poftă bună de... Cu toții suntem niște păcătoși desăvârșiți. Să nu-l crezi pe niciunul dintre noi. Nu-ți mai frânge mâinile, femeie. Lasă-mă pe mine să-ți frâng eu sufletul. Și nu mă mai privi așa. 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 Privește acest portret. Privește-l. Adu-ți aminte cât farmec e pe chipul acesta. Cu părul inelat al lui Hiperion, cu fruntea parcă a lui Jupiter, cu a lui Marte ochi poruncitori și plin de amenințare și cu o statură asemeni cerea lui Hermes, o întruchipare și o plăsmuire de parcă zeii toți și-au pus pe cetea să arate lumii ce înseamnă un om. Acesta a fost soțul tău. Și acum privește-l pe acesta. N-ai ochi, mama. N-ai ochi. Ai fost în stare să cobori mărețul munte, dătător de viață, și în mlaștina asta să te afunzi. N-ai ochi. Nu poți să spui că e vorba de iubire. Ca sângelui pojar la vârsta ta s-a cumințit. Ce cumințenie e asta care te-a îndemnat să cazi de unde ai fost la ce ai ajuns? Ochi fără simțuri, simțuri fără văzi, auzi lipsii de mâini, de ochi, mirosul lipsii de toate. Nici nebunia nu poate rătăci în așa măsură, nici măcar un crâmpei beteag al unui simț nevătămat nu poate în grob să dea așa. Rușine! Unde-ți e roșața? Rușine! Rușine! Rușine!